Bun găsit! Spitalele din Broșteni și Dumbrăveni au rămas fără bani de funcționare. În județul Suceava sunt 5 asemenea unități medico-sociale și toate sunt în situații similare. Zvoriște, Amălin și Vicovu de Sus mai au fonduri doar până la sfârșitul anului, pe când cele două din Broșteni și Dumbrăveni le-au epuizat deja. Directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, doctorul Cătălin Azorescu, a declarat că aceste unități se află într-o situație financiară extrem de dificilă. Ele fiind unități cu profil dublu, atât medical cât și social, primesc finanțare atât de la Ministerul Sănătății, cât și de la primăriile locale. Finanțarea se face conform unui standard stabilit de Ministerul Sănătății, stabilit prin acte normative, Ministerul Sănătății fiind obligat să asigure suma de 11.275 de lei pe an și pe pat. Autoritățile locale, la rândul lor, trebuie să asigure suma de 29.527 de lei pe an și pe pat, fonduri din care 29.527 din aceste fonduri, fiind achitate cheltuielile cu utilitățile și fiind plătite cheltuielile salariale pentru personalul TESA și infirmieri. Două dintre unitățile medico-sociale din județ, respectiv cele din Broșteni și Dumbrăveni, la ora actuală au epuizat fondurile primite. Totodată, aceasta a precizat că DSP a transmis Ministerului Sănătății situația, dar nu a primit niciun răspuns. În fiecare lună am transmis către minister, nu am primit răspuns. Am sperat în acea modificare a legislației, în creșterea standardului de cost. În proiectul publicat pe site-ul Ministerului Sănătății era vorba undeva la 17.000 să se ajungă. Într-o situație mai bună se află Unitatea de Primire Urgențe Suceava. Aceasta a primit o suplimentare de fonduri în luna octombrie, dar fondurile ajung doar până la jumătatea lunii decembrie. Au primit o suplimentare de 4.090.000 de lei în urmă cu circa o lună, sumă care acoperă necesarul atât pentru cheltuieli de personal, cât și pentru cheltuieli cu medicamente și materiale sanitare, undeva până la mijlocul lunii decembrie. Cu siguranță este nevoie de o suplimentare a fondurilor, astfel încât să poată fi asigurată o funcționare normală a acestui serviciu de urgență, inclusiv pentru începutul anului viitor.